Suntem din nou în direct, foarte aproape de momentul în care vom afla pe cine vor mamele să elimine și le-am rugat să aleagă fata despre care ele cred că nu s-ar potrivi cu băiatul lor. Este simplu, nu este pe simpatii, nu este pe antipatii, despre asta este vorba în emisiunea Mireasa. Fetele au câștigat privilegiul de a proteja pe cineva, doar că nu facem un voting. Până la urmă este vorba despre alegerea fiecăreia dintre voi și o să vă invit pe rând să vă alegeți o fată de pe platou, de pe panoul pe care îl vedeți chiar aici în stânga mea. Alina, încep cu tine. O să te rog să mergi acolo, te gândești bine pe cine ai vrea tu să protejezi, iei o fotografie și o ții la tine. Ok. Mai greu cu asta. Nu avem timp deocamdată. Te așteptăm să te decizi. Voi, celelalte, puteți deja să vă gândiți la alegerea voastră, fără să vorbiți între voi. Vă gândiți pe cine ați vrea fiecare dintre voi să protejați. Pentru că știți că astăzi mamele elimină. Mulțumesc, Alina, te rog să mergi la loc. De aia te invit și pe tine să faci același lucru. Și între timp, voi cei de acasă, continuați, vă rog, să votați la 1272, fata favorită, băiatul favorit și mama favorită și pe platforma mireasa.1.ro și pe aplicația Antena 1 în dreptul emisiunii Mireasa. Și vă reamintesc faptul că primele trei fete în topul vostru au imunitate și dacă mamele nominalizează o fată din top 3 și mama favorită nominalizează una dintre fetele din top 3, va pleca cea aflată în coada clasamentului. Mulțumesc, Dea. Ana Maria? E bine, să știți că dacă fata care va avea votul majoritar, o să facem și noi. O să alegem fata protejată în funcție de votul majoritar al vostru. Vă dați seama, dacă ea este între primele trei protejate, iarăși. Mai pot să-l pun înapoi. Ce spui, mama? Ce spui, Ana Maria? Hai, ia loc, te rog. Ai reușit, da? Da. Izabela? Punct ochit, punct lovit, s-a dus și a ales și s-a întors. Te rog, Adelina, văd că unele dintre voi vă țineți de mână. Aveți emoții? Puțin, puțin? Ia să vedem, alege și Adelina, să nu dărâm panoul. Mulțumesc foarte mult. Hai, Andreea! Așa. Și mai avem, cred, o mai avem pe Costinela și pe Maria. Maria n-ai ales, nu? Bun, mulțumesc. Mulțumesc, Andreea. Hai, Maria. Așa, gata, Andreea? Da. Mulțumesc. Hai că nu-ți cade rochia. Stai liniștită că ești bine. Costinela? Ultima concurentă care își alege protejata. În rest, fiecare a avut această posibilitate. Bun, și în acest moment, fetelor, o să vă rog să ridicați fotografia cu protejata voastră ca să pot eu să fac o medie. Ia să vedem. Andreea de două ori și restul câte un vot. Andreea a ales să o protejeze pe Adelina, Dea pe Alina, Ana Maria pe Andreea, Maria pe Ana Maria, Alina pe Maria, Andreea pe Costinela, Costinela pe Andreea și Adelina pe Andreea. Bun, în aceste condiții, protejata voastră este, mai țineți o dată sus, Andreea. Ana.
Este singura care are două voturi. Așa că echipa fetelor a hotărât să o protejeze pe Andreea. Dacă Andreea va fi în pericol de eliminare, fetele o pot salva. Pentru că există această unanimitate, mă rog, majoritate, nu unanimitate. Au salvat-o. Andreea, indiferent ce nominalizează mamele, tu e salvată. Și foarte important, să știți că mamele nu au văzut ce s-a întâmplat aici în platou, pentru că nu vrem să influențăm în niciun fel decizia lor, decizia fiecăreia dintre ele. Sunt foarte curioasă cum a fost noaptea fetelor, ce este în sufletul lor acum, când este foarte posibil să ne despărțim de cineva. Hai să vedem care au fost gândurile lor și ne întoarcem. M-am gândit la gala asta, mă tot gândesc cam de când am intrat în concurs. Îmi e puțin frică, n-am să mint, pentru că știu că am venit aici cu un scop bine întemeiat și că îmi doresc să-l ating. Dacă aș fi eu cea care pleacă, cred că mi-ar părea rău de faptul că nu am putut să cunosc pe toată lumea cât mi-aș fi dorit eu. Ar fi trebuit o petrecere alături de toți băieții, în rest nu. Mi-ar părea rău dacă aș fi eu cea eliminată de faptul că nu am avut suficient timp să-i cunosc pe băieți. Mi-ar părea rău că mă despart de mame, de unele fete. Sper să nu plece nimeni acasă deocamdată, pentru că încă nu am interacționat cu băieții cum ar trebui, să ne cunoaștem mai bine. Nu mi-ar părea rău să plec. Pot să mă opresc aici fără să regret. Sincer să fiu, nu mi-ar părea rău de absolut nimic. Pe cine ai fi vrut să cunoști mai bine? Pe toți. Nu s-a întâmplat acest lucru pentru că nu am avut date-uri. Decât singura cină la care, oricum, am primit întrebări, nu prea am pus întrebări. Pe cine ai fi vrut să cunoști mai bine? Pe toți. Cei cu care nu m-am întâlnit încă. Pe Valentin l-am întâlnit deja, pe Liviu l-am întâlnit deja, dar cu ceilalți băieți nu prea am interacționat. Luând în considerare faptul că unul singur ar fi fost de vârstă ceva mai mare decât mine, restul nu zic neapărat că nu m-ar interesa, dar nu în sensul de relație, nu în sensul de căsătorie. Pe fiecare în parte nu am neapărat pe cineva anume, pentru că nu mă duc la fizic, mă duc ca persoană cu ce valori are, principii și așa mai departe, ca și caracter. Mi-aș dori să-l cunosc mai bine pe Alin. Nu văd niciun potențial iubit momentan. Poate o să schimbe pe comportamentul sau o să demonstreze alte lucruri, dar deocamdată asta simt. Aș fi vrut să cunosc mai bine pe Marian și pe Blaze.